Măsurile pentru îmbunătățirea accesului la servicii bancare propuse de Parlamentul European sunt susținute de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. Prin măsurile preconizate referitoare la înființarea în fiecare țară a unui comparator de servicii bancare, prin obligativitatea ca fiecare țară să aibă cel puțin o bancă, să oferă tuturor cetățenilor europeni posibilitatea să aibă un cont cu funcțiuni de bază și alte asemenea elemente, va duce la o îmbunătățire a relațiilor între bănci pe de o parte, IMM-uri, firme, cetățeni pe de altă parte. În al doilea rând, abordăm problema îmbunătățirii mediului de afaceri prin prisma analizelor de impact economic social și a testului întreprinderilor mici și mijlocii. Și aici Consiliul Național are un set de 6 propuneri care se referă la generalizarea acestui instrument în economia națională. Spre exemplu, propune care fiecare minister să aibă o echipă să facă asemenea analize, ca să nu mai avem situații să adoptăm legi, ordonanțe și pe aceea să vedem că n-au fost bune și că au creat mari probleme economice sociale. Face propunerea Consiliului Economic Social să aibă o asemenea echipă. Face propunerea ca asistența tehnică la programele europene care se ridică la 10 de milioane de euro anual să fie folosită parțial pentru așa ceva. Consiliul pentru IMM-uri promovează târgul pentru industria petrolieră ce va avea loc în 27 iunie. Realizat cu sprijinul Petrom, evenimentul va fi o șansă pentru mii de antreprenori de a deveni subfurnizori al celei mai mari companii din România.